stai, dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Salutare tuturor, mai eu sunt Dobare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube. Dar înainte, nu uitați să apeși acolo pe butonul de like, pentru că mă ajută extraordinar, și dacă ești nou, nu uitați să te abonezi. Bă, în episodul de astăzi o să vă zic niște lucruri foarte, foarte interesante, așa că nu uitați să stai până la final pentru a afla toate detaliile și toate nebunile. Bă... Ok, hai să deschidem, văd că am 3 din astea, ok, văd că am și bani să deschid o din aia. Ideea este foarte simplă, băieți. De când a apărut update-ul de 0.44, lumea nu prea se mai uită la StumbleGuys, băieți. Adică am observat la mai multă lume această chestie și în afară lumea nu se prea mai uită. Dar nu știu de ce, bine, nu se mai uită de... Ia! Hai că da. Nu se mai uită la StumbleGuys de dinainte de update cu o săptămână. Deci e ciudățel ce se întâmplă, dar habar n-am ce ar putea să fie. Oba, 3 tokenuri. Ok. Ia acum, nici acum mi-am pare asta cu bani. Ok. Ia să vedem asta. Deci mi-a picat ăsta, hai să zicem pic acum. Vreau să văd norocul cum intră, băieți. Vreau să văd norocul cum intră. Hai că noroc. Hai că noroc, băieți. Bun. Și vreau să vă explic că, bă, băieți, jocul mere din ce în ce mai în jos. Chit că bagă ei update-uri, dar văd că băieții sunt cam supărați. Adică ca să vă explic, băieți, în jocul ăsta pe Steam erau mereu vreo 20-30 de mii. Acum când filmez eu la ora 12, sunt doar 2000 de player, băieți. Adică jocul nu se mai joacă lumea, nu știu de ce, nu știu care e motivul, poate s-o plictisit, nu știu, poate habar n-am, poate au și stricat faza că există beta în joc și cu beta ăla poți să te joci toate update-urile înainte și poate lumea s-o plictisit deja de update-ul ăsta, habar n-am. Dar în loc de 30.000 de player pe Steam, sunt 2.000, deci nu e ok, băieți, sincer să vă zic, nu e ok, dar oricum, dacă jocul ăsta va dispărea, ne mutăm pe altceva, băieți, ne mutăm pe jocuri, avem Brawl Stars-ul care rupe acum, avem mai multe, puteți să lăsați și voi acolo în comentarii jocuri pe care să le încerc și să fac content din ăsta șmecher, așa că lăsați jocuri acolo, ce ați vrea voi să vedeți și... Da, lăsați în comentarii, băieți, că chiar îți curioasă să văd ce se întâmplă. Jocul ăsta, nu știu ce să zic despre el. Bă, dar e foarte ciudat cum moare jocul ăsta. Adică totul bubuie. Să zicem că e luni, da? Totul bubuie. No, vineri, gata, nu mai bubuie nimic. Toată lumea nu se mai joacă. E ciudat. Dar rămâne de văzut, băieți. Dacă am văzut mapa aia nouă, aia nouă nu mi-a picat niciodată. Uite-o. Hai bă, pică și mie mapa aia nouă, bro. Hai că pică mapa nouă dacă e. Deci da, nu mi-a picat niciodată. Și nu știu ce să fac, băieți, în privire cu... Adică eu n-am ce să fac. Că depinde de oamenii care se joacă, dacă vor să te mai joci sau nu. M-ați întrebat ce mă joc eu în timpul liber și eu mă joc Call of Duty ăsta nou. Asta mă joc toată ziua. Deci, da. Bun. Hâți. Ok. Hâți. Ok. Hâți. Salut, brodere. Chem-o stai. Uite, bă, că au reușit, bă. Au reușit brother-ul, bă. Ok. Sărim așa. Nu, bă, am vrut să fac o schemă lui ăsta și s-a dus, Dumnezeu. Hâți. Nu se mai califică nimeni? A, bă, da, vin băieții din spate. Bun, așteptăm să ne calificăm și noi să fie tot în regulă și să vedem ce o să urmeze. De exemplu, brotherul stă pe spate și brotherul ăsta la fel. Deci toată lumea stă pe spate în jocul ăsta. Ok, dar să vedem să... Nu știu dacă mapa asta de race, asta nouă, este și pentru o finală. Scrieți în comentarii dacă poate să pice și la finală. Dar cred că dacă orice mapă pică la finală, nu? Ok, hai să vedem. Deci am lămurit faza cu jocul, băieți, este trist, dar asta e, băieți, asta este.
Asta este. Și... oh! Bombardament. Ok, ok. Vă dați seama că o să fac win, pentru că e prea ușor jocul ăsta. Am să vezi că mor. De exemplu, băiatul a... fix atunci s-a mutat și brother-ul. Lumea de la Aerop. Ok, ok. Păi, dar nu prind pe nimeni, mai așa. Am vrut să dau pum la bila aia. N-am mers, băieți. De ce nu merge? Am vrut să rup internetul. Ai de brodere. A, trebuia să-l împing. Îți. Iar ăsta tot stă pe margine. Ia pleacă tu, bro. Nu pot să... cred că zbori acum, bro. Buf. Aia zic. Și tu ce faceți aici? Ia, cas. Bă, ăla-i botă? Nu-mi dau seama. Asta nu cred că e botă ăsta cu leu. Nu cred că e botă ăsta. Wow! Ok. Ok. Mor, brodere. Ăla-i botă ăsta. De aici e bot. Bă, ăsta poți să-i fac o... de ce fugi, brodere? De ce fugi de justiție? Te-ai dus. Asta zic. Asta zic. Win-ul. Bun, bun, bun. Ok, văd că acum pot să schimb și asta de aici, din dreapta. Am văzut că putea să schimbați. Bă, văd că, uite, aici la parte vreau să văd new, ok. Deci aici ce poți să faci? Ăsta, ok, vreau să, uite, pot să-l pun cu boți, să mă joc cu boți. Pot să pun doar o singură mapă. Iar dacă dau aici, mamă, dar vezi că aici arată interesant. Vreau doar ăsta de eliminare. Vreau block dash. Accept. Și vreau să dau create. Ia. Yeah. Ok, și dăm play. Și ar trebui să se umple de boți. Ia să vedem. Hack-ul nu mai este valabil, băieți, pentru că... na. Adică am observat pe serverul de Discord la ăștia de la hack că nimeni, bă, nu mai vorbește cu hack-ul, cu astea. Nimeni nu mai e interesat de hack. Deci, da. Bă, uite, și merge ăsta fără hack. LOL. Bă, într-un fel, nu știu dacă e o... bă, într-un fel e bine că-l băgat să nu mai existe hack-ă și nebunii, dar parcă le-au făcut rău. Adică dacă lăsau așa, era altceva, dar parcă acum că hack-ul nu mai e și e totul din joc și nu mai trebuie să te chinui sau nu știu, să caut hack sau pe cineva cu... efectiv, cred că asta mai mult i-o tras în jos. Efectiv, i-o tras în jos pe brotheri și nu am ce să le fac, asta este. E primul meu party cu așa sunt boți, de exemplu. Așa sunt boți. Toți. Am pus să-mi dea boți. Îți. Nu mai știu că bloc de mult, băieți. Mă joc mai Call of Duty Modern Warframe. Warfare. Yeah? Easy. Easy, băieți. Bun, a, uite că mi-a apărut din ăsta, vedeți? Asta e random sau ce e asta? Se numește ceva sau? Scrieți în comentarii, băieți, că nu știu ce e asta din dreapta. Ape și victory, și mi-apare victory că, ca să nu se pună win, ok, ok. Bă, băieți, cam atât a fost cu acest episod, sper că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Eu am fost Dămaru și noi ne auzim desigur data viitoare. Pa, pa!